mama. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit ca de fiecare dată aici la Casa Guvernului, unde comunicăm în spirit de transparență cele mai importante evenimente, acțiuni, dar și anunțuri de pe platforma guvernamentală. Asta este cea de-a 60-a conferință de presă pe care o susținem după ședința de guvern, o conferință aniversară de altfel. Noi vrem să menționăm că astăzi avem anunțuri de interes public de pe platforma noastră, după care o să mă refer la sinteza celor mai importante hotărâri de guvern, dar și agenda publică a ministrilor pentru săptămâna curentă. Pentru că avem mai mulți colegi din media prezenți, o să fac o pauză după anunțuri de interes public ca să preluăm întrebările colegilor din media care sunt prezenți astăzi la conferința de presă de astăzi. Deci, în total au fost 22 de proiecte pe ordine de zi a ședinței de guvern, 4 proiecte de legi, 14 proiecte de hotărâri de guvern, 4 proiecte de avize la inițiative legislative. Pe această cale vreau să menționez că toate notele informative și toate detaliile care vizează ordinea de zi a Cabinetului de Ministri o puteți găsi pe gov.md la compartimentul ședința de guvern. Ele toate sunt listate cu argumentările de rigoare din partea responsabililor din instituțiile vizate. Totodată, pe pagina guvernului actualizăm cele mai importante 3 hotărâri de guvern pe care le vom comunica în timpul cel mai apropiat. Astăzi este data de 5 iunie, este o zi specială, este ziua mediului, o zi în care trebuie să ne amintim o dată în plus de importanța mediului și modul în care fiecare din noi poate să aducă o contribuție în acest sens. De Ziua Internațională a Mediului e bine să conștientizăm și să atragem atenția asupra lucrurilor cu adevărat importante care trebuie să devină parte din activitatea de zi cu zi. Un mediu sănătos nu este un lux, este o necesitate absolut firească și una din aceste aspecte ține de pădurile noastre. Cunoașteți că la inițiativa președintei Maia Sandu, executivul sprijină campania Generația Pădurii de plantarea a pădurilor la nivel național. Pădurile înseamnă sănătatea pământului, pădurile înseamnă un aer mai curat pentru copii, dar și sănătatea generală a conaționalilor noștri. În acest an, peste 6.000 de persoane au participat la campania de împădurire din primăvară și aceștia au fost silvicultori, muncitori, voluntari, reprezentanți ai comunității ecologiste, dar și alți cetățeni care au adus aportul la un mediu mai sănătos. În total, în următoarea perioadă, executivul și-a propus în sprijinul acestei campanii inițiate de președinta Sandu, să planteze peste 145.000 de hectare în următorii 10 ani. Deci, odată ce plantăm păduri, avem grijă de țara noastră și avem grijă de sănătatea tuturor conaționalelor. Astăzi și ministrul mediului și premierul Recean au comentat pe acest subiect și au vorbit despre importanța acestei zile. Sunt mai multe evenimente organizate în țară. Mai multe detalii le vor comunica colegii mei de la Ministerul Mediului. Următorul anunț care ține de executiv este lansarea unui nou canal de Telegram dedicat în limba rusă, pe care îl va lansa executivul astăzi, care se numește Pravitelstvo na Ruskom. Această inițiativă vine ca răspuns la numărul crescut de dezinformări răspândite pe canale anonime pe această rețea de socializare. Astfel, executivul și-a propus să comunice țintit pe canalele respective și scopul acestui nou canal este de a oferi cetățenilor informații precise, verificate din partea tuturor autorităților publice, guvernamentale. Utilizatorii vor putea accesa știri despre cele mai importante activități ale guvernului și să se informeze cu privire la mesajele de interes public. Pravitelstvo na Ruskom înseamnă o platformă în care fiecare conațional care dorește să știe din prima sursă în limba rusă despre noutățile guvernului poate să o facă nistengherit. Prin intermediul acestui canal, guvernul urmărește să îmbunătățească transparența și să asigure accesul tuturor cetățenilor la informații corecte și relevante. Pe canalul meu de Telegram, în scurt timp după încheierea acestei conferințe de presă, am să vă anunț și locul unde va fi acest nou canal și linkul către acesta, așa că urmăriți actualizările noastre. Mai departe, vreau să mă refer la alegerile europarlamentare, o temă larg discutată în spațiu public. A fost mesajul doamnei președinte, a fost mesajul domnului prim-ministru, dar și a speakerului parlamentului
Parlamentului Grosu la acest subiect, după cum deja cunoaște toată societatea, în perioada 6-8 iunie, inclusiv 9 iunie, duminică, avem alegeri europarlamentare, Uniunea Europeană își alege viitorul Parlament. Noi aici la Chișinău, la fel, avem posibilitatea să influențăm pe cine trimitem în Parlamentul European, având în vedere că foarte mulți conaționali de-ai noștri dețin și dublă cetățenie, cetățenia unui stat membru al UE. Cu această ocazie sunt deschise mai multe secții de votare a statelor membre. De exemplu, România și-a deschis 52 de secții de votare pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv un număr mare de secții la Chișinău, dar și alte state, cum este Bulgaria, la fel, care dispune de mai multe secții de votare deschise în țară, atât în capitală, cât și în sudul Republicii, unde trăiesc compact comunitatea de bulgare. Și alte state membre ale UE organizează alegeri la ambasade. Vorbim despre diferite delegații, cum ar fi ambasada franceză sau ambasada maghiară și alții care organizează aceste alegeri la sediul misiunilor. Ce este important de cunoscut este că fiecare țară are listele sale de europarlamentari care doresc să participe și să reprezinte țările menționate în Parlamentul European. Prin urmare, recomandarea pe care o oferim este să vă informați din timp despre candidații care sunt din partea fiecarei țări și să susțineți un îndemn din partea executivului de la Chișinău, candidații care sprijină extinderea Uniunii Europene și care sprijină neabătut parcursul reversibil de integrare europeană al Republicii Moldova și aderarea țării noastre la UE. Astfel, putem să folosim puterea votului nostru ca să trimitem la Bruxelles oameni care să ne reprezinte și pe noi în Parlamentul European, cu speranța că în câțiva ani să putem trimite și europarlamentari din Republica Moldova atunci când țara noastră va fi stat membru al UE. Următorul anunț pe linia noastră ține de organizarea unui eveniment care deja este bine cunoscut în rândul comunității IT, dar și celor care sunt interesați de schimbările în domeniul digital. Este vorba despre Moldova Digital Summit. Invitația la acest eveniment a fost lansată și de către vicepremierul Dumitru Alaiba astăzi. Vreau doar să reamintesc că în perioada 6-7 iunie la Chișinău Arena va avea loc cel mai mare eveniment digital al țării, Moldova Digital Summit, desfășurat sub patronajul premierului Recean. La deschiderea evenimentului va participa și premierul, care va seta prioritățile de transformare digitală în Republica Moldova pentru perioada următoare. Nu am să trec în revistă, am făcut-o săptămâna trecută, dar vreau să menționez că printre punctele cheie de atracție a summitului viitor se numără lansarea EVO, aplicația integrată de interacțiunea cetățenilor cu statul, prezentarea Mia Plăți Instant pentru afaceri. Deja mii de conaționali se bucură ca persoane fizice de această aplicație, iar dezvoltarea ei pentru mediul de afaceri va facilita tranzacțiile rapide și sigure, acceptarea plăților prin QR code și vor fi beneficii multiple pentru conaționali și afaceri. Obținerea semnăturii electronice, prezentarea programului Europa Digitală, semnarea unor memorandumuri de înțelegere, dar și prezentarea buletinului de identitate digital, un pas major spre o societate digitală integrată. Cele două zile la Chișinău Arena se vor încheia cu un concert, iar pe 8 iunie va fi dedicată Techul Expo Day, un eveniment care aduce în prim plan tinerii și inovatorii. Accesul la eveniment este gratuit în baza înregistrării pe site-ul oficial moldovadigitalsummit.md. Invităm și pe această cale nu doar persoanele interesate, dar și comunitatea de jurnaliști să se alăture acestui eveniment pentru a reflecta toate acțiunile care se vor desfășura următoarele zile. La fel vreau să menționez despre programul de susținere a revenirii de scurtă durată a membrilor diasporei cu experiență profesională relevantă. BRD lansează programul de susținere a revenirii pe scurtă durată a diasporei noastre de peste hotare. Programul valorifică capitalul uman și experiența profesională a oamenilor care au avut de câștigat o experiență profesională peste hotare și pot să o implementeze instituțional în domeniul, nu știu, politic, economic, social, cultural în țara noastră și să contribuie astfel la integrarea țării în Uniunea Europeană. Programul se adresează membrilor diasporei care sunt originari din țara noastră și dețin cetățenia. În ultimii 5 ani au acumulat această experiență profesională și o au în mărime de cel puțin 3 ani. Sunt angajați în câmpul muncii, posedă studii superioare de licență și cunosc, desigur, că limba română
prin urmare se pot integra în acțiunile care sunt, iată, vizate. Pentru mai multe detalii puteți să accesați brd.gov.md, dar dacă cunoașteți persoane care au acumulat această experiență, dați-le un telefon sau dați-le un mesaj, vorbiți-le despre această oportunitate, îi așteptăm acasă prin programe dedicate ca să contribuie la dezvoltarea țării. Totodată vreau să anunț pe linia Ministerului Agriculturii încheierea recepționării solicitărilor pentru creditul agricol de urgență. Vă reamintesc că a fost un program foarte discutat și la începutul acestui an, atunci când fermierii cu responsabilii de la Ministerul Agriculturii au vorbit despre provocările pe care le are sectorul agrar. În total, pentru colegi, statistic, 285 de solicitări din partea agricultorilor au fost înregistrate în perioada 1 martie 31 mai pentru creditul agricol de urgență. Acestea au însumat o sumă totală, atenție, de 86 de milioane de lei, asigurând credite în valoare de 96 de milioane de lei în total. Cele mai multe cereri au venit de la Cantemir, Edineț, Râșcani, Cahul și, desigur, din sudul țării, din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia. Creditul agricol de urgență a fost conceput de Ministerul de Resort în cooperare cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, cu susținerea Guvernului pentru agricultorii micro, mici și care se ocupă de creșterea cerealelor. Agricultorii au putut accesa credite în valoare maximă de până la jumătate de milion de lei, garantate de stat în proporție de 90%. Tot vreau să menționez că la programul de stagii plătite în serviciu public despre care am vorbit și zilele trecute, 165 de candidați au depus dosare la ediția a doua a programului și vorbim despre 88 de locuri vacante și 165 de tineri, 26 de autorități. Deci va fi un concurs acerb în selectarea dosarelor. În perioada următoare urmează să fie selectați candidații pentru toate cele 88 de locuri vacante. Cele mai multe dosare au fost depuse la Cancelarea de Stat, Aparatul Președintelui, Secretariatul Parlamentului, Ministerul de Interne și Ministerul Afacerilor Externe. În următoarele zile, comisiile vor examina dosarele acestea și vor anunța candidații despre începutul programelor de stagiere. Reamintesc, fiecare stagiar care a aplicat la acest program va primi o bursă neimpozabilă de 3.000 de lei pentru o durată a stagiului care trebuie să fie în total de 480 de ore, desfășurată în perioada iunie-noiembrie curent, cu posibilitatea, dacă realizează atribuțiile corespunzător, să fie numiți într-o funcție publică, fără organizarea concursului, pentru că acumulează perioada asta de stagiere, o inovație pe care abia așteptăm să o punem în practică în programul curent. Totodată, ultima noutate, înainte să fac o pauză pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri, ține de îmbunătățirea semnificativă a poziției în clasamentul mondial de transparență bugetară, o noutate care parvine pe linia Ministerului Finanțelor. Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative privind accesul public la informațiile bugetare, conform sondajului privind bugetul deschis 2023, prezentat de Centrul Analitic Independent Expert Group. Scorul de transparență bugetară al țării noastre a crescut de la 65 de puncte în anul 2021, de exemplu, la 81 de puncte în anul 2023, din totalul de 100 de puncte. Asta înseamnă că cetățenii au obținut acces mai mare la informațiile care vizează procesul decizional de elaborare, consultare, dar și raportarea a bugetului public național și o responsabilizare a Guvernului de prezentarea acestor date deschise, nu doar în spirit de acces de informații, dar și proactiv pe platformele sale oficiale. Rezultatul indică și o îmbunătățire a ceea ce ține de dezvăluirea informației privind documentele bugetare și plasează țara noastră pe locul 5 din 125 de țări care au fost incluse în evaluare, înregistrând unul din cele mai bune rezultate, depășind media globală, care este de doar 45 de puncte. Reamintesc, țara noastră a înregistrat 81 de puncte în acest sondaj. La capitolul transparență este și un angajament curent că vom continua să oferim proactiv informații de interes public pentru atât pentru colegii din media, dar și pentru publicul general interesat de evoluțiile care țin de activitatea guvernamentală. Acestea fiind spuse, fac aici o repriză ca să discutăm cu colegii din media. Vă rog. Bună ziua, ieri procuratorul anticorupție a anunțat că mulți criminali din
întreaga lume care au fost puteți în căutare internațională au reușit să șteargă numele din lista Interpolului cu ajutorul unei scheme de corupție în care sunt implicate persoane publice din Republica Moldova. Sursele noastre, dar am văzut și colegii de la Ziarul de Gardă, au scris numele lui Viorel Țentu, care este șeful biroului Interpol, șeful Inspectoratului General pentru Migrație, Mihail Vodă, fostul ministru al Justiției, Vitalie Părloc, dar și avocatul Oleg Mâță, ar fi implicați în acest dosar. Vrem să știm dacă este vorba despre ei și dacă au fost reținuți sau nu acești oameni. Am urmărit cu toții noutățile pe care le-a furnizat Procuratura Anticorupție în cursul zilei de mâine, inclusiv datele care au fost publicate pe site-ul acestei procuraturi. Este evident că organul de urmărire penală trebuie să confirme în cel mai scurt timp numele persoanelor vizate sau identitatea persoanelor, pentru că este o informație de interes public. Cu siguranță vor oferi aceste informații pe linia executivului, dar și a instituției de resort care este vizată, mijlocit Ministerul de Interne, lucrurile sunt clare, deci dacă persoanele au încălcat legea și se fac vinovate de anumite încălcări, aceste persoane trebuie să suporte consecințele legii și să fie pedepsiți pentru acțiunile pe care le-au comis. Aceasta este poziția clară a executivului și din ceea ce cunoaștem chiar în conversațiile pe care le-am avut în această dimineață cu responsabile de la Ministerul de Interne, instituția va coopera strâns pentru a oferi organului de urmărire penală toate detaliile care sunt necesare în vederea avansării în această anchetă. Din câte înțelegem, ancheta este acum în desfășurare. Procuratura Anticorupție a anunțat și termenele. Puteți vedea informația și în spațiu public disponibilă, inclusiv acele capete de acuzare care sunt înaintate la această etapă. Responsabilii de la Ministerul de Interne au evitat astăzi să dea ochii cu presa și dacă avem această ocazie să întrebăm responsabilii de la guvern, dacă cei de la mai spun că vor conlucra în anchetă, înseamnă că sunt vizate aceste persoane care sunt angajate și sunt în subordinea mai. Deci vorbim de domnul Țentiu de la Interpol și domnul Părloc, care a fost ministru de Justiție, și domnul Vodă de la Biroul de Migrație. Cu siguranță colegii de la Ministerul de Interne ar putea pe parcursul zilei curente inclusiv să ofere presei comentariile instituționale care vizează deci conversația în jurul acestei anchete. La această etapă este important să nuanțez următoarele lucruri. Instituția Ministerului de Interne este deschisă să furnizeze toate datele care sunt necesare pentru a avansa ancheta, să fie examinat cazul cât mai amplu. Și doi, pe linia guvernului este toleranța zero, repet, toleranța zero la orice acțiuni ilegale și angajamentul acestui guvern pro-european pentru a combate corupția și pentru a combate orice acțiune ilicită. Fie că vorbim despre persoane în funcții publice, fie că vorbim de persoane în funcții din mediul privat, dar care încalcă legislația. În egală măsură, toți cetățenii sunt egali în fața legii. Deci sunt persoane care activează sau în instituții subordonate mai. Unele din persoanele pe care le-ați menționat, da, și la persoanele respective m-am referit atunci când am vorbit despre nemijlocit mențiunea că se cooperează să fie oferite toate informațiile necesare. Dar aici este important organul de urmărire penală, deci organul de urmărire penală poate să ofere mai multe informații odată ce avansează. Din câte înțeleg, ieri a fost promisiunea publică că în momentul în care vor fi evoluții pe acest caz, ceea ce am citit și eu și ați citit probabil și dumneavoastră, a fost scris negru pe alb că în interes public vor fi dezvăluite mai multe detalii în momentul în care acestea vor fi disponibile. Domnul Vod, referitor la aceste nume, ele circulă în spațiul public de aseară. Știm ce durează atât de mult și dacă ați solicitat astăzi Procuratura Anticorupție să confirme sau să dezmintă aceste informații. Sau responsabililor de la MAI, dacă tot sunt angajați în subordinea MAI. Da, mulțumesc mult pentru precizarea pe care ați făcut-o. Este evident că această întrebare pertinentă trebuie adresată organului de urmărire penală care instrumentează dosarul și aici vreau să punctez încă o dată, din ceea ce am citit și eu și ați putut să consultați și dumneavoastră, era scris că odată ce vor fi
duse până la capăt procedurile sau instrumentariul care ține de competența organului de urmărire penală, informațiile vor fi făcute publice. Și nu am de ce să cred că acest angajament nu va fi respectat. Cu siguranță, când va fi disponibil, el o să facă și puteți și la această etapă să adresați sau să reiterați solicitarea odată ce aceste nume au fost adresate în spațiu public, să le solicitați repetat din partea organului de urmărire penală. Stadionul Republican poate fi negociat la preț mai mic decât cel de piață, așa a decis Parlamentul. Vreau să întreb dacă au început negocierile și cu cât va fi vândut terenul, pentru că suma inițială era de 15 milioane de euro și acum vreau să întrebăm dacă au început negocierile și dacă va fi vândut la un preț mai mic. Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea pe care ați adresat-o. Guvernul Republicii Moldova a anunțat în comunicarea sa publică anterioară că toate evoluțiile privind acest caz vor fi comunicate transparent, vor fi anunțate în spațiu public, este și o echipă de negociatori. Astăzi, pentru presa națională și Ministrul Culturii a comentat acest subiect, a menționat că negocierile sunt în curs, iar desigur că suma urmează să fie anunțată la sfârșitul acestor conversații. Atenție, repet încă o dată, ca să avem o informare corectă, o să fie desigur că o sumă corectă și autoritățile au anunțat inclusiv modul în care își doresc sau își propun să utilizeze aceste resurse. La fel, deci în acest proces, în procesul negocierilor, nu se discută doar aceste aspecte financiare, se discută în general cadrul de cooperare, ce fel de acord și document o să fie. Și în acest proces de vânzare-cumpărare trebuie să ținem cont că de faptul că vindem un teren destinat unei ambasade și sunt reguli și practici specifice internaționale care sunt impuse în acest sens. Dar, repet, va fi cu siguranță un preț corect și resursele care sunt utilizate în acest sens sunt la fel anunțate și pot să vă fac referire și la comunicarea care noi am făcut-o anterior la această temă. În această dimineață a căzut sistemul ASP, vrem să vă întrebăm dacă aveți ceva informații, știu că vă documentați. Da, mulțumesc tare mult. Este adevărat, Sergiu, între ora 8 și 9, sistemul Agenției Servicii Publice nu a lucrat stabil. Totodată sunt bucuros să anunț că acum totul a fost restabilit. Deja mai bine de o oră totul funcționează bridge. De regulă, la examenul teoretic, toți încheie proba până la amiază. Respectiv, riscuri să se amâne examinarea candidaților pentru altă zi nu sunt. ASP continuă comunicarea cu toți candidații care au fost promovați. Deci această problemă temporară care a existat între ora 8 și 9 a fost soluționată abil de către responsabilii de la Agenția Servicii Publice și nu mai este un impediment pentru candidații care au deținut proba. Ocazie cu care, apropo, le transmitem succes și să reușească să devină șofer responsabil. Vreau să reamintesc pe această cale că ASP implementează standarde de calitate foarte înalte, astfel încât siguranța în trafic să fie garantată în acest proces. Dacă nu sunt și alte întrebări, dragi colegi reporteri, vă mulțumim tare frumos pentru prezența astăzi, iar noi continuăm conferința de presă săptămânală pe care o desfășurăm după ședința de guvern. Reamintesc, este cea de-a 60-a conferință de presă în care vorbim despre lucrurile importante care se discută la executiv, temele de actualitate, dar și tot ce înseamnă activitatea Guvernului Republicii Moldova în beneficiul conaționalilor. Deci, din temele de actualitate, guvernul a aprobat noi beneficii pentru tinerii specialiști în medicină, cultură și educație. Astfel, executivul condus de premierul Dorin Recean a luat noi măsuri pentru atragerea și menținerea tinerilor specialiști în sistemul medical, în special în zonele rurale. Astfel, cei cu studii superioare de licență în medicină vor fi incluși în lista beneficiarilor de indemnizații și compensații acordate din contul bugetului de stat. De asemenea, conform modificărilor legii
scrutirii sănătății, vor fi compensate cheltuielile pentru naveta lucrătorilor medico-sanitari și farmaceutici care au domiciliu în afara localităților în care activează. Absolvenții studiilor superioare de licență în medicină și ai studiilor postuniversitare de rezidențiat care vor activa timp de 5 ani în instituțiile în care vor fi repartizați de Ministerul Sănătății vor beneficia de indemnizații de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ și pentru consumul de energie termică și electrică. Totodată, hotărârea cu privire la încadrarea tinerilor specialiști în câmpul muncii în funcție didactice vacante aprobate de guvern prevede că în primii 5 ani de activitate, absolvenții programelor de studii superioare de licență și master vor primi o indemnizație unică în mărime de 200.000 de lei. Cei din învățământul profesional tehnic vor beneficia de 160.000 de lei. Hotărârea de guvern are menirea să încurajeze tinerii specialiști din medicină și din educație să meargă în satele și orașele noastre, a accentuat și premierul Dorin Recean în cadrul ședinței executivului. Cadrele didactice debutante la rândul lor, repartizați de Ministerul Educației și Cercetării în instituțiile din mediul rural, centrele raionale sau în UTA Găgăuzia, vor beneficia de compensații în mărime de 1.000 de lei lunar pentru cheltuielile de închiriere a locuințelor. Totodată, acestea vor primi o plată unică anuală de 3.000 de lei pentru compensarea consumului de energie electrică și termică. În același timp, regulamentul cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare și evidență a transferurilor cu destinație specială pentru susținerea tinerilor specialiști în domeniul culturii stabilește o indemnizație unică în mărime de, atenție, 120.000 de lei pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior și 90.000 de lei pentru cei din învățământul profesional tehnic. Prima dată în istoria țării noastre și tinerii specialiști din domeniul culturii vor primi indemnizații unice în urma absolvirii și repartizării în satele, comunele, centrele raionale ale țării, a punctat și ministrul culturii Sergiu Prodan. Banii vor fi achitați în 3 tranșe egale, beneficiare fiind tinerii care se angajează în primul an de absolvire în instituțiile care au fost repartizați de către Ministerul Culturii și activează timp de 3 ani în cadrul acestor instituții. Totodată, Republica Moldova va beneficia de un program complex de dezvoltare a serviciilor de reabilitare pentru copii și adulți. Calitatea și accesibilitatea serviciilor de reabilitare pentru adulți și copii va fi îmbunătățită, iar capacitatea de management al bolilor netransmisibile la nivel național va fi fortificată. În acest sens, Cabinetul de Ministri a aprobat semnarea acordului de împrumut între țara noastră și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la proiectul Modernizarea și Îmbunătățirea Serviciilor de Reabilitare. Proiectul va consolida capacitățile de răspuns în caz de urgențe medicale cu risc sporit pentru viața și sănătatea pacienților, cu accent pe accidente vasculare cerebrale și atacuri de cord. În cadrul proiectului vor fi finanțate și programe de prevenire și management a bolilor netransmisibile pentru populația țării și refugiați, de screening și tratament, de instruire a lucrătorilor din domeniul sănătății, de extinderea programelor existente de telemedicină, precum și a soluțiilor digitale în materie de sănătate și asistență medicală. Pentru că perioada proiectului cuprinde anii 2024-2029, valoarea totală estimată a costurilor este de 36,2 milioane de euro. Folosirea și protecția subsolului în Republica Moldova va fi și ea îmbunătățită. Guvernul a aprobat astăzi codul subsolului în redacția nouă. Noul document prevede folosirea rațională a subsolului pentru satisfacerea necesarului de materie primă minerală, sporirea securității lucrărilor și diminuarea efectelor negative asupra mediului ambient. Noul cod al subsolului specifică cerințele de exploatare a zăcămintelor, de substanțe minerale utile și prelucrarea primară a materiei prime, printre care aplicarea tehnologiilor raționale, ecologic inofensive. De asemenea, este stabilită garanția financiară pentru refacerea mediului ambient, care va fi necesară dacă la etapa de proiectare a lucrărilor se vor resimți cumva consecințe negative asupra mediului ambient. Garanția financiară va fi restituită agentului economic în măsură în care acesta a executat aceste lucrări și nu mai sunt necesare alte intervenții. Documentul mai prevede condițiile de folosire a subsolului și în alte scopuri, cum ar fi utilizarea golurilor miniere, precum și construirea pe suprafețe cu zăcăminte și alte resurse ale subsolului. Autoritatea competentă pentru domeniul respectiv este Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale din subordinea Ministerului Mediului. Acestea fiind spuse, am să trec în revistă agenda a Cabinetului de Ministri cu cele mai importante participări care vor fi înregistrate în această săptămână, dar și săptămâna care urmează. Deci, premierul Dorin Recean va participa mâine 6 iunie la Moldova Digital
summit care se va desfășura la Chișinău Arena. Ulterior, premierul va efectua o vizită de lucru în raionul Jedineț. Pe această cale va avea discuții cu primarii, responsabili din diferite localități, dar și oficialii care sunt în activitatea administrației publice locale și serviciile desconcentrate. Va vizita și afaceri, ca de obicei, ca să vorbească despre programele guvernamentale de sprijin a antreprenorilor mici, mijlocii și să promoveze agenda de activități curente și reforme executivului. Vicepremierul pentru integrare Oleg Serebrean se va afla în perioada 10-13 iunie la invitația ministrului norvegian de externe la Oslo, unde va participa în calitate de speaker la forumul de securitate cu genericul Medierea, care vine să aducă mai mulți participanți internaționali, inclusiv în planul diplomației multilaterale, și vicepremierul va avea o serie de întrevederi bilaterale, inclusiv cu reprezentanți guvernamentali din țările membre ale UE și o întrevedere cu înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului. Totodată, vicepremierul Dumitru Alaiba, în perioada 6-8 iunie, va fi participant și va avea diverse paneluri și agenda oficială la Moldova Digital Summit, un eveniment despre care am vorbit în cursul conferinței de astăzi. Iar ministrul de interne, Adrian Efros, participă la Forumul European de Protecție Civilă, care are loc la Bruxelles, iar vineri, 7 iunie, șeful MAI va participa la ceremonie de depunere a jurământului a 41 de ofițeri debutanți, care au finalizat cursurile de formare inițială în cadrul Academiei Ștefan cel Mare a MAI și a Forumului SIDLEX, consacrat Zilei Sindicalistului. Și alți oficiali, la momentul de față, au activități în care realizează prioritățile Guvernului Republicii Moldova. Prin urmare, vă invităm să urmăriți paginile oficiale ale acestora pentru a vedea actualitatea curentă și acțiunile pe care le întreprind fiecare pe domeniul său de competență. Acum, la rubrica tradițională, imun la dezinformare, împreună combatem falsurile și sporim reziliența, vreau să reiau recomandările clasice pe care nu obosim să le repetăm de fiecare dată. Verificați informații din surse oficiale, nu promovați, distribuiți sau transmiteți mai departe știri, speculații sau orice fel de informație în care nu aveți încredere. Atunci când discutați un subiect, aduceți argumente bazându-vă pe informații și surse oficiale. Ajutați autoritățile la identificarea și prevenirea răspândirii știrilor false legate de tot ce înseamnă subiectele de interes major. Pe rețele de socializare, raportați acel conținut la respectiva rețea, la radio sau TV, sesizați Consiliul Audiovizualului și nu ezitați să urmăriți prima sursă, canalul oficial de verificare a Guvernului, unde de fiecare dată vă informăm din surse demne, de încredere și credibile. La final de briefing vreau să transmit mulțumirile de rigoare tuturor celor care ne urmăresc de fiecare dată, echipei din cadrul Direcției Comunicare, dar și comunicatorilor din instituțiile noastre publice, care se asigură că materialele relevante sunt transmise domniilor voastre, dar și colegilor de la Privesc Eu și AirLife, care fac posibilă transmisiunea în direct a acestei conferințe de presă. Acestea fiind spuse, reamintesc, sloganul nostru rămâne a fi comunicarea transparentă în beneficiul cetățenilor. Și cu aceste cuvinte vă doresc o zi cât mai frumoasă și ne reauzim săptămâna viitoare. La revedere!